Dragi oameni ai lui Dumnezeu, vă invit cu respect să vă reașezați. Vă salut cu multă bucurie în numele Mântuitorului Iisus Hristos, pe toți cei care sunteți prezenți în mod fizic aici sau prezenți prin internet alături de noi la această mare sărbătoare a Domnului și a Bisericii. Sunt împreună cu soția mea, cu Carmen, și 7 dintre slujitorii Bisericii Betania, David Măgduț, Petru Cladovan, Dorin Juravlea, Cosmin Knejevici și Ciprian Kaiser, Mircea Alasu și Chris Sabău. De asemenea, sunt împreună cu noi Dan Muncaciu, unul dintre dirijori, împreună cu grupul muzical care tocmai au cântat, Dan Margine, unul dintre liderii noștri. Avem bucuria de asemenea să remarcăm faptul că sunt împreună cu noi și slujitorii Bisericii Soră, Bisericii Betania din Honolulu, pastorul Robert Grăgănescu și soția lui Cosmina, de asemenea fratele Mike Baban împreună cu soția dânsului, sora Ludovica, care este diacon și conducătorul Bisericii din Honolulu. Aș vrea în introducere să vă invit în mod respectos să conștientizăm și să apreciem munca, pasiunea, efortul și ospitalitatea organizatorilor. Mă refer la pastorul Nelu Rus și la Mary, soția lui, la pastorii Gelu și Marian Strâmbu, la conducerea bisericii, liderii și armata aceasta de voluntari care au făcut o treabă deosebită, ne-au primit cu atâta dragoste și ne-am bucurat împreună aici. Dumnezeu să îi binecuvinteze. Revenind la pasajul din Scriptură care a fost citit și la tema pe care am primit-o, ca să spun câte ceva despre ea, aș vrea mai întâi să mulțumesc fraților pentru această onoare pe care mi-au acordat-o să stau în fața dumneavoastră și să rostesc această predică, cu rugăciunea ca Dumnezeu să aibă milă și de mine ca de toți ceilalți de dinainte și de după. Și mesajul acesta să fie de la El, din inima Lui, către noi, către inimile noastre. Această trimitere cu Evanghelia, adresată de Mântuitorul Iisus Hristos ucenicilor Săi și bisericii Sale, este supranumită Marea Trimitere, datorită importanței, datorită urgenței, datorită scopului și a anvergurii Sale. Subiectul este foarte vast, ușor de înțeles, însă predica mea are doar intenția să surprindă câteva caracteristici de bază ale acestei mari trimiteri, de asemenea în încheiere să facă o aplicație practică pe un studiu de caz și în final să vă chem aici în față la rugăciune pe toți cei care vreți să vă rededicați sau să vă dedicați viața pentru a sluji într-un mod activ lui Dumnezeu. Prima dintre caracteristici pe care vreau să o remarc este parteneriatul Marii Trimiteri. Mesajul Marii Trimiteri, format din două perechi de versete, explică faptul că Mântuitorul Iisus Hristos lucrează împreună cu Biserica Sa pentru mântuirea lumii. Mântuitorul s-a angajat în prima pereche de versete să-și manifeste în primul rând prezența și în al doilea rând puterea. Versetul 18, Iisus a apropiat, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dat în cer și pe pământ. Și al doilea verset, a doua parte a versetului 20, iată că eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului. În cea de-a doua pereche de versete, bisericii sunt încredințate responsabilități specifice. Prima dintre ele, versetul 19, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Remarcați, vă rog, duceți-vă, faceți ucenici, botezați-i și învățați-i să păzească. Al doilea lucru pe care vreau să-l remarc este triunicitatea Marii Trimiteri. Mă refer la faptul că Mântuitorul a dat ucenicilor un scop principal care se va manifesta prin trei obiective concrete. Care este scopul principal? Faceți ucenici. Versetul 19. Acesta a fost scopul principal, faceți ucenici. Este interesant să remarcăm faptul că Domnul Iisus Hristos,
precizează să facem ucenici, nu convertiți. Convertitul este un adept care devine mântuit prin credință și prin pocăință. În mod normal, după ce se botează și devine membru unei biserici, el nu se implică activ în niciun fel în biserică. Cel mai probabil va fi pasiv și va fi imatur. Ucenicul însă este un creștin matur, este instruit, este împuternicit, se specializează într-un domeniu de slujire în funcție de darurile pe care le-a primit de la Dumnezeu și se implică în mod conștient și responsabil atât să crească personal, dar să îi slujească și pe alții cu care este aproape. Ucenicul este o persoană care este mentorată și care are un maestru pe care îl imită. Aduceți-vă aminte că în Cartea Filipeni, capitolul 4, Apostolul Pavel spune: ce ai învățat de la mine, ce ai primit, ce ai auzit și ce ai văzut, aia să faci. Permiteți-mi să repet: ce ai învățat de la mine, ce ai primit de la mine, ce ai auzit de la mine și ce ai văzut în mine. Apoi, un alt verset pe care aș vrea să îl spun aici este din Corinteni, capitolul 11, acolo unde Pavel spune: călcați pe urmele mele, pentru că și eu calc pe urmele lui Iisus Hristos. Care este scopul principal? Faceți ucenici. Care sunt cele trei obiective prin care scopul este atins? Mergeți, botezați-i și învățați-i să păzească. De ce a spus Domnul Iisus Hristos mai întâi să mergem? Pentru că El însuși a făcut mai întâi asta. El a venit, El s-a întrupat, El a căutat, a găsit, El a murit, El a înviat, El s-a înălțat la cer. Asta înseamnă că noi slujim un Dumnezeu al misiunii. Hristos a fost primul misionar. El știe că în mod natural oamenii nu vor merge. Trebuie să fim sinceri. Este greu să mergem în misiune. De aceea, cei mai mulți oameni care se convertesc nu vor ajunge niciodată ucenici. Trebuie să mergem noi la oameni, nu să-i așteptăm pe oameni să vină la noi. De asemenea, biserica care nu va evangheliza, spun unii că se va fosiliza. Adevărul e că biserica care nu merge, va muri. A merge nu este o opțiune, este bine să remarcăm asta. Este o poruncă. Pur și simplu este o poruncă. Este o poruncă ca toate celelalte porunci. Este o poruncă ca marile porunci pe care noi le respectăm și le dăm foarte multă prioritate. Care este diferența dintre convertit și ucenic? Priviți-vă rog la faptul că Mântuitorul nu a spus să învățăm pe oameni, ci a spus să învățăm să păzească. A învăța este să informăm cu privire la o teorie. A învăța să păzească este să le explicăm ce trebuie să facă și vom sta lângă ei, îi vom urmări, îi vom ajuta până când vor începe să practice lucrurile pe care noi le-am spus. Una este să înveți pe cineva ceva și să nu facă nimic cu lucrul acela decât să-l știe o perioadă de timp sau restul vieții, și alta este să-i spui cuiva ce trebuie să facă și să-l urmărești o perioadă de timp până când el face lucrul acesta din ce în ce mai bine și rămâne să-l facă restul vieții. Aduceți-vă aminte de Scriptura care spune: ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere, care să fie în stare să învețe pe alții. Acesta este principiul multiplicării. Niciodată cineva care n-a fost mentorat și nu este ucenic, nu va ști să facă un ucenic. El va face convertiți cel mult, dar și lucrul acesta este foarte mult dacă îl face. Convertiții sunt învățați, ucenicii sunt învățați să practice ce au învățat. Trebuie să recunoaștem faptul că sunt lângă noi oameni care știu o grămadă de lucruri, dar nu le practică, pentru că nimeni nu-i ajută să le practice, pentru că nimeni nu le cere să le practice, pentru că nimeni nu-i învață să le practice, pentru că nimeni nu-i programează să le practice. Bisericile sunt pline de oameni informați, însă sunt destul de goale de oameni care slujesc. Bisericile sunt pline de convertiți, însă nu sunt așa de pline de ucenici. Adevărul este că
că fiecare biserică este cum s-a format și are ce a instruit. Al treilea lucru pe care vreau să-l remarc este viziunea Marii Trimiteri. Vreau să pun în evidență faptul că Marea Trimitere este universală și este cuprinzătoare. Cuvintele tot, toată sau toate se repetă de patru ori în pasajul pe care l-am citit sau care a fost citit. Toată puterea, asta pune în evidență atotputernicia lui Dumnezeu, toate neamurile, să pună în evidență dragostea lui Dumnezeu față de toți oamenii, tot ce v-am poruncit, asta face referire la toată revelația care este găsită în cele 66 de cărți ale Scripturii, și apoi toate zilele, în toate zilele voi fi cu voi. Asta vorbește despre compania divină. Toată puterea trebuie investită, toate națiunile trebuie atinse, toate poruncile trebuie împlinite și toate zilele trebuie folosite. Unul dintre ultimile lucruri pe care vreau să le mai spun sunt amenințările Marii Trimiteri. Întotdeauna când vrem să facem ceva pentru o perioadă lungă de timp sau pentru restul vieții, ne confruntăm cu o grămadă de piedici, de amenințări, de dificultăți, de bariere, și intenția mea este să spun acum câteva dintre aceste amenințări pentru ca să devenim puțin mai conștienți de faptul că nu este bine să ne descurajăm chiar la primul lucru care este altfel decât ne-am propus noi. Una dintre aceste amenințări este amânarea. În Ioan capitolul 4, versetul 35, întâlnim un pasaj care spune: nu ziceți voi că mai sunt 4 luni până la seceriș? Atunci când mai sunt 4 luni până mergem în vacanță, avem 4 luni la dispoziție să facem ceva. Și după aceea vom merge în vacanță. Atunci când mai este o perioadă de timp până vom merge în misiune, nu vom merge în misiune și vom aștepta timpul potrivit. Dar dacă amânăm pentru că mai este timp, sigur că nu vom merge. Amânarea este una dintre marile amenințări ale misiunii, ale evangelizării. Probabil că ar trebui să spun faptul că când vorbim despre Marea Trimitere, vorbim de fapt de evangelizare, evangelizarea însemnând misiune în propria cultură, și vorbim despre misiune, care înseamnă evangelizarea într-o altă cultură, să zicem o altă țară, o altă limbă, o altă cultură. Dar eu nu mă refer la una dintre ele, ci mă refer la amândouă. O altă amenințare este indisponibilitatea. În Luca, în capitolul 14, se vorbește despre faptul că cineva a spus: am cumpărat 4 perechi de boi, mă duc să-i încerc, iartă mă te rog, nu pot să vin. Iată un motiv pentru care cineva este indisponibil. Avem o grămadă de motive să fim indisponibili. Și întotdeauna când vrem să ne scuzăm, inventăm o indisponibilitate sau pur și simplu spunem care este motivul pentru care suntem indisponibili. Adevărul este că și cei care merg în misiune și cei care nu merg au 24 de ore. Și fiecare își organizează, gestionează aceste 24 de ore în funcție de priorități, în funcție de iubirile lui și în funcție de ce vrea să facă pentru Dumnezeu pe care îl numește Tată. Distracția poate fi o altă amenințare. Citim în Scriptură: tocmai m-am însurat și nu pot veni. Nu vreau să prezint căsătoria ca un lucru mic sau ușor, vreau doar să spun că sub soare toate lucrurile au rostul lor, și ziua și noaptea, și căsătoria, și tinerețea, și bătrânețea, dar dacă misiunea nu este între prioritățile noastre, atunci cum va fi Dumnezeu prezent în inima noastră? Ineficiența poate fi o altă amenințare. Ce vreau să spun? Foarte mulți oameni spun că nu mai fac evangelizări pentru că sunt prea costisitoare și nu se pocăiește nimeni. Stimați prieteni, haideți să lămurim problema. Treaba noastră nu e să pocăim oameni, treaba noastră e să evangelizăm oameni. Nu noi pocăim oamenii. Oamenii pocăiește Dumnezeu, oamenii pocăiește Duhul Sfânt, oamenii pocăiește Evanghelia pe care noi o predicăm. Dacă aș ști că nu se mai pocăiește niciun om, aș continua să fac evangelizare, pentru că pe mine Dumnezeu nu m-a trimis să pocăiesc oameni. Nu am calitatea asta, nu am competența asta, nu am resursele acestea. Eu sunt un simplu predicator și voi continua să predic, indiferent dacă oamenii reacționează pozitiv sau negativ. Pe mine Dumnezeu mă va evalua în funcție de predicile mele,
în funcție de slujirea la care m-a chemat, nu în funcție de răspunsul oamenilor la predicile mele. Răspunsul lor este treaba lor, nu-i treaba mea. Treaba mea e să merg la ei, să-i invit cât pot de bine, să predic cât pot de bine și să-i chem să reacționeze cu pocăință la Evanghelia predicată. Dar dacă ei nu vor să se pocăiască, nu e absolut deloc un eșec al meu. E un eșec al meu când eu nu merg. E un eșec al meu când merg și nu predic. E un eșec al meu când merg, predic, dar nu fac lucrul acesta cât pot eu de bine. Dar dacă merg și fac tot ce pot, predicând Evanghelia, și oamenii nu se pocăiesc, eu nu am pierdut nimic. E ca și cum s-ar fi pocăit toți. Eu mi-am făcut datoria, că mai mult decât asta eu nu pot să fac. Să nu mai vorbim despre faptul că oamenii nu se pocăiesc, că noi nu putem controla niciodată ce fac oamenii. Noi nu putem să ne influențăm prea bine nici proprii copii. Nu putem să ne influențăm partenerul de viață. Nu putem să ne influențăm oamenii din familia extinsă. Cum vom reuși noi să influențăm niște străini cărora le cerem să-și schimbe radical viața în urma la o predică pe care o spunem și uneori ei nu înțeleg nimic din povestea asta? Scuza cu ineficiența predicii este jenantă. Încă o amenințare poate fi neprietenia. Când spun neprietenie, mă refer la faptul că atunci când oameni neconvertiți vin în bisericile noastre, sau nu sunt ale noastre, sunt ale Domnului, biserica nu este prietenoasă. De la intrare și până la ieșire, oamenii întâlnesc persoane indiferente, care nu le spune: bine ai venit, te rog frumos să stai lângă mine, dacă ai nevoie de ceva să-mi spui, că-ți stau la dispoziție. La plecare să-i spun: îți mulțumesc că ai vizitat biserica noastră, sper că te-ai simțit bine, ți-a plăcut predica pastorului, n-ai vrea să-mi dai numărul de telefon, poate cândva te invit să bem un ceai și să mai vorbim despre lucrurile care s-au întâmplat aici. Când vei manifesta un astfel de interes față de omul acela, el se va simți respectat, el se va simți binevenit și când va pleca, îi va rămâne în memorie faptul că cineva și-a făcut timp să-i adreseze câteva cuvinte. Dar dacă pleacă ca de la o casă străină, ce motive mai are să se întoarcă? Noi căutăm iubirea, nu indiferența. Noi căutăm prietenia, nu singurătatea. Nimeni nu vrea să viziteze o biserică în care este un invizibil. În urma unui sondaj de opinie, au rămas niște rezultate pe care aș vrea să vi le citesc doar ca și cultură generală. Sunt patru lucruri pe care le-a remarcat sondajul. Iar aceste patru lucruri sunt spuse despre prietenii care au vizitat diverse biserici evanghelice. Uitați ce au spus ei. Biserica este plictisitoare, mai ales predicile, motiv pentru care cred că și Dumnezeu este foarte plicticos. 2. Membrii bisericilor sunt absolut neprietenoși și indiferenți cu vizitatorii. Neglijează faptul că vizitatorilor le este frică când vin în locuri unde n-au mai fost. Atunci când intri singur într-o mulțime de oameni unde toată lumea se cunoaște cu toată lumea și tu nu știi pe nimeni, te simți destul de incomod. Și dacă nimeni nu te ajută să te simți bine, atunci vei continua să stai 2 ore într-o stare emoțională foarte incomodă și când vei pleca, îți vei propune cu toată seriozitatea să nu te mai întorci niciodată. O a treia impresie. Neconvertiții au simțământul că bisericile sunt mai interesate de bani decât de oameni. Și lucrul acesta este destul de neplăcut pentru cineva care crede asta. Și ultimul lucru pe care l-am întâlnit scris aici este că neconvertiții sunt îngrijorați de calitatea îngrijirii copiilor atunci când li se cere să-și lase copiii să meargă la școala duminicală. Ei nu prea au încredere în treaba asta. Priviți, vă rog, că sunt 4 negații. 4 lucruri prin care oamenii care vizitează o biserică descalifică biserica aceea. Cum vă imaginați dumneavoastră că oamenii aceia se vor mai întoarce? Ce am putea să facem ca să schimbăm impresia acestor oameni? Care dintre noi mai mergem într-un restaurant unde nu am fost tratați bine? Care dintre noi mai mergem într-o prăvălie unde pur și simplu ne-am simțit extrem de rău? Niciodată nu mai mergem în restaurantul acela pentru că sunt prea multe alternative ca să mai mergem acolo. Asigurați-vă că atunci când cineva vizitează biserica pe care o păstoriți sau un simplu membru care stați pe bancă și lângă dumneavoastră vine un astfel de om care a venit odată în viață, îl ajutați să mai vină și altă dată.
Ce rost are să vorbim de evangelizare în timp ce nu ne interesează cum se simt oamenii când vin la noi? De fapt, oameni la care ar trebui să mergem noi. O altă amenințare este selectivitatea. Când spun selectivitate, mă refer la pasajul din Fapte 11, acolo unde, începând cu versetul 19, se vorbește despre două categorii de oameni. Cei ce se împrăștiaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan au ajuns până în Fenicia, Cipru și Antiohia, atenție, și-au predicat cuvântul numai iudeilor. Iudeii predicau iudeilor. Restul să fie sănătoși. Numai iudeilor. Dar 8 miliarde de oameni. Nu mă interesează. Totuși, printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și Cirene care au venit în Antiohia și au vorbit și grecilor și neamurilor. Cineva a avut această deschidere, această libertate, această înțelepciune, această atitudine holistică de a înțelege că nu are importanță ce limbă vorbește un om, când îi se face foame mănâncă la fel ca noi. Și chinezii mănâncă. N-are importanță ce limbă vorbești, când ți se face foame trebuie să bași ceva în gură. N-are nicio importanță pe ce pământ trăiești, cum se numește, ce etnie ai. Când se face foame trebuie să mănânci. Toți oamenii mănâncă, nu numai românii și evreii. De aceea când e vorba de mântuire, toți oamenii trebuie mântuiți. Toți oamenii trebuie să fie expuși la o predică, la o explicare a Scripturilor. Selectivitatea ne face să stăm împreună cu oameni care, nefiind români, nu sunt vrednici să le vorbim despre Domnul. Și asta vorbește despre cine suntem noi, nu despre cine sunt ei. Răcirea dragostei sau lipsa de interes. Din pricina mulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Fiți sinceri, nu este așa că suntem foarte interesați de mântuirea membrilor familiilor noastre. De ce? Pentru că oamenii ăștia ne sunt familie. Și vrem neapărat să fie mântuiți dacă am avea aceeași dragoste cu privire la toți oamenii, sau nu chiar aceeași, dar în mare măsură asemănătoare, atunci nu am fi indiferenți și nepăsători față de ei. Trebuie să acceptăm faptul că atunci când plecăm de aici, de la biserică, nu prea ne trece prin cap să folosim ocazia de a fi lângă cineva pentru un anumit motiv, un necunoscut, și să-i vorbim de Dumnezeu întreagăt. Trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Asta este o teribilă criză pe care o are biserica. Este o teribilă criză pe care o are biserica. Pierderea mărturiei este o altă mare amenințare. Vreau să citesc un pic din Roman capitolul 2. Tu care te fălești cu legea, nu cumva necinstești legea asta? Tu care vorbești de lege, nu cumva încalci legea asta? Și versetul 24. Din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu. V-ați gândit vreodată la faptul că un om necredincios, neconvertit, el ce crede despre Dumnezeu este ce ne vede pe noi făcând. Dacă el vede niște creștini neserioși, fără caracteri, cu o reputație proastă, cu un comportament urât, el așa va crede că este și Dumnezeul lor. De unde poate el să afle cum e Dumnezeu decât din viața noastră? El se uită la pocăiți cum sunt și se întreabă, vreau să devin ca ăsta sau nu vreau să devin ca el? Lipsesc resursele. Foarte multe biserici spun, nu avem bani de evangelizare. Avem bani de toate lucrurile, dar nu avem bani de evangelizare. Vreți să fiu sincer cu dumneavoastră și să vă spun de ce avem noi bani? Avem bani de ce vrem noi. Clar, punct. Nu mai ne funcționează mașina. Avem bani de mașină. Ne luăm alta. Veche, nouă, ne luăm una. Ni s-a rupt costumul. A doua zi ne luăm un costum. Dar de unde avem bani? Nu știu, găsim undeva. Copilul trebuie să meargă undeva, să cheltuie $2000, se duce undeva cu școala sau cu altcineva, cu biserica. N-avem bani, dar găsim bani. În concluzie, avem bani de ce vrem noi. Știți de ce n-avem bani de evangelizare? Justificarea. Dintre toate poruncile date de Mântuitorul ucenicilor, marea trimitere este singura despre care creștinii cred că nu e treaba lor, ci e treaba pastorilor. Îmi permiteți să vă întreb,
Când Biblia în Noul Testament vorbește de post, e vorba doar despre pastori? Când Biblia în Noul Testament vorbește despre rugăciune, doar pastorilor? Când Biblia vorbește despre iertare în Noul Testament, doar la pastori se referă? Când Biblia vorbește despre toate celelalte lucruri de care vorbește, doar la pastori sunt adresate lucrurile astea? Nu. Dar de ce marea poruncă e adresată doar pastorilor? De unde am scos asta? Nu este deloc adevărat că marea trimitere este pentru pastori. Marea trimitere este pentru creștini. Și lucrul acesta probabil că se strecoară în mintea noastră ca o greșeală, pentru simplu motiv că noi ne imaginăm că trebuie să avem o școală teologică, să știm să predicăm, pentru că datorită felului în care este organizată viața noastră spirituală, noi știm că cine predică dă învățătură. Dacă nu ești predicator, ce învățătură să dai? Dar în încheiere, adică imediat, o să iau un studiu pe caz, o să fac o aplicație și o să mă apropii de încheiere. Omiterea este ultima piedică sau ultimul dușman, amenințare pe care o mai spun. În Iacov, capitolul 4, versetul 17, Scriptura spune: cine știe să facă un bine și nu-l face, săvârșește un păcat. De ce? Pentru că el omite să facă ceea ce ar putea să facă. Adevărul e că biserica nu amendează păcatele de omitere, numai Dumnezeu le amendează. Biserica amendează doar păcatele de comitere. Ce înseamnă un păcat de comitere? Să faci ce nu ți este permis. Nu ți-e permis să consumi alcool și consumi. Biserica te amendează. Adică îți face ceva pentru ca să fii cu minte. Sau nu ai voie să comiți adulter. Dar dacă cineva comite adulter, biserica îl exclude sau îl pune deoparte. De ce? Pentru că a făcut ce nu-i voie. Dar ce facem cu păcatele care nu numai că-i voie, dar trebuie să faci lucrurile acelea și nu le faci? Știți că urmează să citesc un pasaj care este celebru. E unul dintre cele trei pasaje din Matei, capitolul 25. E pilda fecioarelor, pilda talanților și o să citesc din pilda oilor și a caprelor. Am fost flămând și ați omis să-mi dați să mănânc. Mi-a fost sete și ați omis să-mi dați să beau. Am fost străin și ați omis să mă primiți. Am fost gol și ați omis să mă îmbrăcați. Am fost în temniță și în spital și ați omis să veniți și să mă vizitați. Mai sunt și alte pilde în Scriptură care vorbesc despre vinovăția păcatului de omitere. Am să vă prezint câteva și dumneavoastră să vă gândiți dacă sunt pertinente, sunt biblice sau nu. Pilda celor 10 fecioare. De ce cele 5 fecioare au bătut și nu li s-a mai deschis ușa? Pentru că au omis să-și ia și un de lemn de rezervă. Pilda talanților. De ce cel care a primit un singur talent a fost numit viclean și leneș și a aruncat afară? În Scriptură, termenul afară înseamnă iad, fără Dumnezeu, departe de Dumnezeu. De ce? Pentru că au omis să folosească potențialul primit ca să-l pună în negoț, să câștige pentru Dumnezeu. Pilda samariteanului. Cu ce s-a făcut vinovat preotul și levitul? A omis să se oprească la cineva care era între viață și moarte. Simplu. Pilda nunții de împărat. Omul intră și nu-și ia haina ca toți ceilalți. Și administratorul remarcă ca neavând haina potrivită. Și îl întreabă: matale, fără haină, ce cauți acolo? Și el a amuțit. Dar cu ce s-a făcut vinovat? Știți unde a fost aruncat? Afară. De ce? A omis să-și ia haina ca toți ceilalți. El a fost mai cu moți. Pilda bogatului și a săracului Lazar. Cu ce s-a făcut bogatul vinovat? N-are voie să fie bogat? Ba da. Dar cu ce s-a făcut vinovat? A omis să se gândească la bietul Lazar, care a căutat o poartă de om bogat să se așeze, că un bogat are mai mult potențial și poate îi se face milă de el, că dacă se ducea la casa unui alt sărac, puteau numai să-și plângă unui altuia de milă. Dar bogatul, deși putea să-l ajute, a omis. De ce a omis? Că așa a vrut. Pilda smochinului neroditor. De ce îl blesteamă Domnul? Pentru că a omis să mai facă și altceva decât frunze care promit. Și în Scriptură putem găsi foarte multe pilde care sunt scrise ca să evităm odată pentru întotdeauna păcatele de omitere, că nu sunt permise. Vă mai aduceți aminte în pilda caprelor și a oilor? Cum se manifestă Domnul Iisus Hristos? Plecați de la mine, blestemaților. Când Dumnezeu spune cuiva blestemat,
mai grav de atât, nu știu ce ar putea să spună. Și dacă spune Domnul, nu o persoană nervoasă sau poate sub consum de alcool sau de droguri, atunci înseamnă că este legitimă. Când am citit prima oară Biblia, am crezut că în urma la plecați de la mine blestemaților o să existe exemple de curvari, de criminali, și m-am îngrozit când mi-am dat seama că exemplele la care se referă acest teribil avertisment se referă la păcatele de omitere, la oameni care au neglijat să ofere apă, mâncare, haine, vizite la spital sau la închisoare. Foarte mulți oameni nu merg în misiune pentru că omit. Și când spun misiune, nu mă refer neapărat că trebuie să mergem în România să facem evangelizare. Nici vorbă. Asta este doar o formă, o metodă, o posibilitate, o alternativă. Și nici nu mă refer să mergem neapărat în Africa, deși ar fi bine să mergem și într-o parte și în alta. Ci ar trebui să împărtășim cu cineva despre Hristos. Și acum am ajuns, apropiindu-mă de încheiere, la ultimul lucru pe care o să-l mai spun, adică la aplicația practică de care vorbeam puțin mai devreme și la studiu pe caz. O să folosesc unul dintre cazurile din Scriptură și o să facem un mic studiu pe el și o să mă refer la Ioan capitolul 4, pentru că îmi place foarte mult cazul acesta, este extrem de sugestiv. Întâmplarea cu o femeie care a trecut prin 5 mariaje și acum 3 ani concubinaș cu un al 6-lea bărbat și ea era o femeie răufamată, vorbită de rău, bârfită, drept pentru care, atunci când mergea să ia apă în locul acela, nefiind o fântână la tot pasul, noi nici măcar nu ne putem imagina cum e să mergi 5 km sau 10 mile pe jos să aduci un container cu apă. E bine, femeia asta mergea undeva în miezul zilei să ia apă, că dimineața când mergeau toate femeile harnice, ea nu putea să meargă împreună cu ele pentru că citea în privirea lor, în șoșotelile lor, în cuvintele lor, disprețul, ironia și batjocura la adresa ei. Drept pentru care mergea când nu mai mergea nimeni, să fie lăsată în pace. Și ajunge la fântâna din Samaria și acolo îl întâlnește pe Hristos care își aștepta ucenicii, care ucenici merseseră în oraș, în Samaria, să cumpere ceva de mâncare. În timpul acesta, între plecarea ucenicilor și întoarcerea lor, Hristos stă la fântâna lui Iacov și dintr-o dată vine femeia singură cu o găleată cu ceva cu care urma să scoată apă. Și Hristos pur și simplu o abordează. Orice femeie care este într-un loc pustiu și se întâlnește cu un bărbat, ea dintr-o dată intră într-o stare de alertă. Pentru că fetele de când sunt mici, ele învață și din auzite și din propria lor experiențe să aibă grijă cu băieții, cu bărbații. Iertați-mă, nu vreau să intru în detalii, dar totuși vreau să spun lucrul acesta că este adevărat. Dacă nu știți, întrebați pe soțiile dumneavoastră, pe mamele dumneavoastră, pe fiicele dumneavoastră și o să vedeți. Absolut orice femeie are o grămadă de experiențe neplăcute, dacă nu cel puțin incomode legate de subiectul acesta. Dar să revenim la fântâna lui Iacov. Mântuitorul intră în vorbă cu ea și pleacă de la o nevoie comună, apă. Amândoi erau acolo pentru apă. Și pur și simplu, Hristos se uită la femeia asta și spune, dă-mi te rog și mie să beau. Și asta provoacă mirare pentru femeie. Și mirarea se manifestă prin ceea ce spune. Ea verbalizează mirarea spunând, tu ești iudeu, te văd după îmbrăcăminte, după cum te porți, tu ceri apă de la o samariteancă? Eu de când mă știu, evrei nu vorbesc cu samaritenii, mai ales dacă e un bărbat cu o femeie. Sunt foarte mirată că tu faci lucrul acesta. Apoi, Mântuitorul nu doar că îi atrage atenția intrând într-un fel în vorbă cu ea, ci el îi stârnește curiozitatea și spune următorul lucru. Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel care îți cere dăm să beau, tu singură ai fi cerut și el ți-ar fi dat apă vie. Și femeia dezaprobă ce spune Hristos, mirându-se de el și spunându-i, văd că n-ai cu ce să scoți apă, apa, fântâna e adâncă, cu ce să scoți tu apă? Mântuitorul mai face un pas și îi precizează nevoia și îi spune, făcând referire la ce spusese puțin mai devreme, versetele 13-14, oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăși sete și se referă la apa din fântână, dar oricui bea din apa pe care eu i-o pot da, nu-i va mai fi sete niciodată. Și femeia când aude despre o altă alternativă de a primi apă,
dintr-o dată își precizează nevoia și spune următorul lucru: Doamne, dă-mi și mie această apă ca să nu mai vin până aici. Ea n-a înțeles că altă apă decât cea din fântână este apa vieții. Ea n-avea de unde să înțeleagă treaba asta. De aceea îi spune să nu mai vin până aici. Păi de ce venea până acolo? Pentru apa vieții? Nu, pentru apă să facă mâncare și să-și spele vasele. Ea n-a înțeles că Mântuitorul a plecat de la apa din fântână și dintr-o dată a făcut tranziția și s-a dus la apa vieții. Ea a rămas în urmă, ea a rămas la fântână. Observați că Mântuitorul mai face încă un pas și lansează provocarea. Îi lansează provocarea și îi spune următorul lucru: du-te și cheamă pe bărbatul tău, adu-l pe bărbatul tău aici. Și femeia încearcă să evite subiectul acesta, pentru ea era marele eșec a vieții ei. Și îi spune scurt: de fapt, pe jumătate avea dreptate, n-am bărbat. Și atunci Hristos o confruntă. Dacă o confrunta de la început, femeia probabil că îl înjura sau nu, dar pleca. Pentru că Hristos a intrat ușor, pornind de la o nevoie comună. Ei nu i s-a părut impertinent, îndrăzneț, insinuant. Omul vrea puțină apă. Dacă cerea mâncare, dacă cineva cere mâncare, e rușinos. Dar niciodată nu e rușinos să cer puțină apă. Niciodată. Și el pur și simplu, într-un pustiu, a cerut puțină apă. Însă a ajuns să o confrunte și îi spune adevărul. Știu, ai avut 5 bărbați, acum trăiești în concubinaj, nici ăsta nu-i soțul tău. Și priviți ce se întâmplă. Femeia își exprimă credința și spune: Doamne, Tu trebuie să fii proroc. N-a făcut asta la primul pas, nici la al doilea, nici la al treilea, nici la al patrulea, ci doar la al cincilea. Doamne, văd că ești un proroc. Și atunci Hristos face aplicația. Și îi spune: femeie, crede-mă că a venit ceasul. Și apoi începe să-i spună ceva la care i-a făcut referire. Știți la ce a făcut ea referire? Priviți că era o femeie care avea în trecutul ei 6 bărbați, 6 relații. Cum numim o astfel de femeie? Nu-i nevoie să precizez. Dar uitați că o astfel de femeie, dacă cineva îi câștigă încrederea, o respectă deși nu merită și vorbește frumos cu ea, ea poate să-și deschidă sufletul. Și așa cum este mânjită de 5 relații, are și ea subiecte teologice de discutat. N-ai fi crezut că o femeie care trece prin 6 paturi de bărbați mai are și intenția să vorbească despre lucruri spirituale și spune: Doamne, unde ar trebui să ne închinăm? Că ai noștri spun că trebuie să ne închinăm aici, aici. Ai voștri spun că trebuie să ne închinăm la Ierusalim. Doamne, văd că ești proroc. Te rog, învață-mă și pe mine. Unde ar trebui să mă închin eu? Păi tu ești de închinat, mă, femeie. Nu ți-e rușine să te gândești la posibilitatea să te închini? Cui să te închini? Dumnezeu primește o persoană ca tine? Nu ți-a ajuns un bărbat? 2, 3, 4, 5, 6, cu al 6-lea bărbat? Chiar așa toți 6 au fost niște nebuni și tu ești o deșteaptă? Dar Hristos nu a tratat-o pe femeia asta așa, că ea nu și-ar fi deschis inima. Ea era sătulă de dispreț. Femeia asta nu mai avea alte lacrimi. Le vărsase pe toate deja. Ei era rușine de ea. Ei era silă de ea. Dar ce putea să facă decât să-și trăiască singura viață pe care o mai avea? Dar a întâlnit pe cineva care i-a câștigat încrederea. Care nu i-a vorbit după cum merita ea, ci după cum avea nevoie ea. Două lucruri care sunt unul la o margine a lumii și celălalt la celălalt margine a lumii. Și femeia asta își deschide sufletul și cu alte cuvinte spune cam așa: deși am trecut prin 6 relații cu 6 bărbați și fac o impresie de toată groaza, să știi că undeva în sufletul meu, în sufletul meu acoperit de rușine și de eșec, există și dorința să mă închin lui Dumnezeu. Dacă tot te-am întâlnit, văd că ești un om bun și de treabă și nu te-ai uitat la mine ca la o destrăbălată și nici măcar nu m-ai tratat ca pe o femeie, m-ai tratat ca pe un om, nu te-ai interesat ce gen am, m-ai tratat ca pe un om. Spune-mi, te rog,
eu unde ar trebui să mă închin? Câți dintre noi am dat unei astfel de femei șansa să se închine? Ba noi, fiecare dintre noi am fugit din prezența unei astfel de femei să nu fim văzută în prezența ei, pentru că ne afectează reputația. Hristos n-a avut ce să apere, pentru că cinstea lui era suficientă. Și observați ce se întâmplă. Observați ce se întâmplă. Mântuitorul își dezvăluie identitatea și îi spune următorul lucru. Eu sunt acela. Dar de ce îi spune eu sunt acela? Pentru că femeia își divulgă speranța. Știți care e speranța ei? Când are să vină Mesia, El o să ne spună toate lucrurile. Dar Mesia poate să vină pentru tine? Tu ești o femeie la care să vină Mesia? Observați că oamenii, oricât de jos ar fi, oricât de nenorociți ar ajunge, oricât de tare ar fi scufundați în imoralitate și în destrăbălare, undeva într-un loc, chiar dacă e micuț, undeva acolo în sufletul lor există și acest departament spiritual în care intră măcar uneori. Poate când întâlnește un astfel de om care le acordă șansa, încrederea și respectul pe care nu-l merită. Și Hristos îi spune, eu sunt Mesia. Știți ce a făcut femeia? Și-a lăsat găleata cu apă acolo și a fugit cât a putut de repede în oraș. Nu știu cât de departe o fi fost, dar mă gândesc că erau 2, 3, 4, 5 kilometri, poate mai mult, poate mai puțin. A ajuns în oraș, ea știa ce părere au oamenii din oraș despre ea. Tocmai de aceea venea la ora 12 la fântână, când nu mai venea nimeni. Dar dintr-o dată n-a mai interesat-o că oamenii o disprețuiesc. În sufletul ei s-a întâmplat ceva. Când un om e iubit, nu poate să nu iubească. Când unui om îi se oferă încredere, nu poate să nu se schimbe. Știți ce a pus-o pe femeia asta să se schimbe, cel puțin pe moment? Încrederea, respectul, omenia și răbdarea lui Hristos de a o trata ca pe un om normal, deși nu era un om normal. Și femeia asta a alergat în oraș și a spus, oameni buni, veniți să vă arăt pe cineva care mi-a spus tot ce am făcut. Mă gândesc că nu poate fi altcineva decât Hristosul, nu cumva o fi El. Și Samaria nu a fost evangelizată de evangeliști, ci de o femeie cu o reputație foarte proastă. Oamenii aceștia au fost mirați de comportamentul ei, de spusele ei, au ieșit toți din oraș, au mers acolo, au stat de vorbă cu Domnul și așa cum s-a precizat puțin mai devreme astăzi, cred că astăzi, au spus, acum nu mai credem pentru ce ai spus tu, ci credem pentru ce am văzut și am auzit noi de la Mesia pe care l-am întâlnit aici. Dacă o astfel de femeie poate să evangelizeze, cum îți poți permite că Dumnezeu privește cu plăcere la niște oameni așa de cinstiți, așa de educați, așa de bine îmbrăcați, așa de credincioși, așa de neprihăniți, așa de educați teologic, așa de bine puși la punct, așa de religioși ca noi și noi totuși nu mergem în Samaria să-i chemăm pe oameni la Hristos? Ce scuză vom avea? Dacă femeia asta a avut succes, o femeie nerespectată, o femeie de care fugea toată lumea, o femeie disprețuită, o femeie de toată rușinea și de toată groaza a avut succes, nu datorită ei, ci datorită la ceea ce ea a spus, nu datorită ei, ci datorită experienței pe care ea a avut-o. A știut teologie? Nu. A știut să răspundă la întrebări? Nu. Știți ce a spus când a ajuns în Samaria? A spus ce i s-a întâmplat. Asta trebuie să facem când ne întâlnim cu oamenii, oriunde ne întâlnim cu ei. Nu trebuie să le spunem din Biblie lucruri pe care ei nu le înțeleg, ci trebuie să le explicăm după ce le arătăm pozele cu copiii și cu nepoții, să le arătăm o altă poză în care am putea să începem cam așa. Tot am intrat în vorba amândoi sau amândouă și ne-am prezentat una alteia copiii câteva detalii despre viață. Ai 5 minute, te rog, îmi dai 5 minute să-ți spun o experiență care mi-a schimbat viața. Familia este foarte importantă pentru mine.
Dar s-a întâmplat ceva cândva în viața mea care pur și simplu mi-a schimbat viața. Uite, am fost acolo, am văzut așa, am auzit așa, am reacționat așa, m-am schimbat, înainte fumeam, beam. Creez un scenariu doar. Nu trebuie să spui niciun verset din Scriptură, nu trebuie să știi să răspunzi la marile întrebări ale Scripturii, nu. Să spui doar ce s-a întâmplat, că atâta lucru ții minte, nu? Și apoi să-l lași pe omul ăla în pace. Dacă i-ai spune ceva teologic, ori te-ar contrazice, ori nu l-ar interesa, dar îi vorbești despre ceva ce ți s-a întâmplat. Și asta îl face curios. Și în mintea lui, chiar dacă nu are nicio reacție vizibilă, se va întreba, mă, fie adevărat ce îmi spune persoana asta? Și eu am niște lucruri care aș vrea să arate altfel în viața mea. Ce bine ar fi fost aici să audă și bărbatul meu, sau copiii mei, sau părinții mei, sau nepoții mei treaba asta. Frați și surori, nu mai încredințați marea trimitere evangheliștilor. Gabi Zăgrean, Cristi Boariu, Gabi Gorcea și nu mai știu ce nume să mai folosesc. Marea trimitere nu e pentru specialiști. Aici trebuie să fii specialist. Acolo trebuie să fii specialist. Acolo, unde e media? E aici undeva. Trebuie să fii specialist. Oamenii ăștia care se mișcă cu aparatele lor, trebuie să fii specialist. Dar ca să-ți spui ce ți s-a întâmplat când te-ai pocăit, nu trebuie decât să ții minte ce ți s-a întâmplat. E doar o problemă de bunăvoință, de îndrăzneală, de asumare a responsabilității. E doar o problemă de iubire. E doar o problemă de onoare, de demnitate în fața celui care se așteaptă. Să-i spunem și la prăpăditul ăsta care se va duce în iad. Și noi nu înțelegem că am avut șansa să-l oprim și n-am făcut-o. Noi avem nevoie de un amvon? Noi avem nevoie de un program religios, de cor, de fanfară? Nu-i nevoie de așa ceva. O femeie cu 6 bărbați la în trecutul ei se duce și o samarie se pocăiește. Am ajuns la încheiere. Am încercat să nu depășesc, dar n-am reușit. Îmi ia 2 minute să spun întâmplarea cu care închei. Am citit o scurtă întâmplare care vorbea despre Eugene Rivers, probabil că vorbitorii de limba engleză, cei mai tineri, știți despre el, un pastor proeminent din Boston. El a preluat o biserică cu 20 de membri, care erau într-o clădire foarte mare, ce s-a golit treptat, și păstorind biserica aceea a observat că, biserica fiind pe colți, au observat că chiar acolo, la colți, era un tânăr care vindea droguri și care era nelipsit. De noaptea până noaptea era acolo. Însă ceea ce l-a impresionat pe pastor a fost că toți tinerii, toți copiii și tinerii și adolescenții care mergeau la școală sau în altă parte, se opreau și îl salutau pe tânărul acesta, pe bărbatul acesta. Și pastorul și-a propus să meargă să vorbească cu el. L-a salutat și i-a spus, vreau să te întreb ceva, cum ai ajuns să fii așa de apropiat cu toți tinerii din orășel, iar eu nu reușesc să aduc pe niciunul dintre ei la biserică, la serviciu de duminică seara? Și omul ăsta s-a uitat la el și i-a răspuns așa cum răspund dealerii de droguri. I-a spus, pastore, când tinerii ăștia merg dimineața la școală, eu sunt aici, tu nu ești, tu ești absent. Când tinerii aceștia ies la lunch să-și cumpere un sandwich de undeva, eu sunt tot aici, tu nu ești nici atunci aici, tu ești absent. Când tinerii ăștia ies seara în oraș și se întorc când se întorc, eu sunt tot aici, tu și atunci ești absent. Când tinerii aceștia nu au bani, cineva le-a făcut un rău, ei caută pe cineva să le dea un sfat, să-i consoleze, să le spună ceva și eu sunt aici, tu nu ești. Cum crezi tu că se vor apropia de un absent? De cineva care nu-și face timp de ei? De cineva care nu se întâlnește cu ei niciodată? Motivul pentru care oamenii vin la mine este că eu sunt aici, sunt prezent. Dacă vreodată o să-ți faci timp să fii prezent, probabil pe colțul celălalt, vor veni și la tine după ce vor trece pe la mine, sau invers.
oamenii ai lui Dumnezeu, ne-am întâlnit în acest weekend pentru această mare sărbătoare a bisericilor pentecostale din Statele Unite și Canada. Biserica Elim din Hollywood, Florida, o biserică care mi-este foarte aproape, împreună cu păstorii ei, cu membrii bisericii ei, a organizat cu excelență evenimentul ăsta. Ne-am întâlnit aici vineri, am ascultat predici, ne-am închinat, Domnul ne-a atins. Am avut aceeași experiență seară și acum încheiem cu experiența din seara asta. Vă întreb, de fapt, de ce am venit până aici? S-a întâmplat ceva în inima noastră care să nu se termine odată cu convenția? Chiar le vom pune pe toate într-un folder și folderul ăsta îl vom pune pentru un an de zile într-un loc pe care nu să-l mai vedem? Sau se va întâmpla ceva cu noi care să rămână și după ce vom pleca de la convenție? Ceva care să ne influențeze, ceva care să ne schimbe, ceva care să ne ajute? Mergeți în toată lumea. Știți cui a spus el asta? Mie și ție. În această seară aș vrea să te rog, dacă n-ai făcut niciodată asta, dedică-te în această seară Domnului ca să începi să evangelizezi. Ia un pliant, un flyer, o broșură și pune-o în poșetă. Ia un pix pe care să scrie website-ul bisericii și pune-l în poșetă. Ia ceva care să vorbească despre adresa bisericii, despre website-ul bisericii. Fă ceva și cu oricine te întâlnești, după ce schimbi două, trei cuvinte, dă-i lucrul ăsta și spune-i, primește-l ca pe un mic dar de la mine. Cândva o să-ți faci timp, o să te uiți peste el. Nu e prea îndrăznesc, nu te amendează nimeni nu-și schimbă impresia despre dumneata. Dacă n-ai făcut asta niciodată, hotărăște-te în această seară să începi să faci lucrul ăsta. Nu eu îți cer asta. Eu nu trăiesc aici. Dumnezeu îți cere asta. Gândește dacă noi toți care suntem aici am face lucrul ăsta. Iar cei care ați făcut lucrul acesta până acum, rededicați-vă lui Dumnezeu în seara asta din nou. Avem nevoie de un nou început. La radio, din 8 în 8 minute, se întâmplă ceva care oferă un nou început. Un adult, după 8 minute, dacă nu se vede nimic și doar aude, te pierde. Se uită în gol, dar nu mai aude. Și e nevoie de un sunet care să creeze un nou început. La 8 minute maxim, un nou început. Avem nevoie de un nou început, de o împrospătare, de o nouă emoție, de un nou entuziasm. Ne omoară plictiseala, ne omoară rutina, ne omoară faptul că nu mai avem decât amintiri. Amintiri cândva, când eram altfel. Lungesc vorba și iau din timp. Dar nu știu ce să spun și ce să fac ca să vă trag un pic încoace. Și să vă spun că Dumnezeu se uită în fiecare dimineață, sperând că în ziua aia vom face ceva pentru împărăție. Vom mișca ceva. Dacă nu avem bani, putem să facem altceva. Dacă nu știm să ne rugăm, putem să facem altceva. Dacă ne doare stomacul și luăm medicamente, suntem bolnavi și nu putem să postim, nu e nicio problemă că putem să facem altceva. Sunt milioane de lucruri de făcut. Fă ceva specific, fă ceva ce știi, fă ceva ce îți place, fă ceva ce poți, fă ceva ce știi, fă ceva ce ai, dar fă ceva. E marea trimitere, nu marea omitere. E marea trimitere. Trebuie să mergem, ne-a trimis Dumnezeu. Mătușa mea, sora Toma, mătușa lui Carmen, mi-a vorbit de Dumnezeu până când în mintea mea s-a născut curiozitatea de a merge la biserică. Și când m-am dus acolo la prima predică, m-am convertit pentru că a fost simplu. Dumnezeu îi supăra pe tine. O să mergi în iad pentru asta. Ești oponentul lui Dumnezeu. El vrea să te ierte. Chiar acum, accepți? Păi cine nu vrea să accepte un lucru bun? Aș vrea să vă invit să vă ridicați, frați și surori. Și în momentele următoare, așa cum știți întotdeauna cum se încheie o convenție, se încheie cu o aplicație practică, se încheie cu un studiu pe caz, se încheie cu o chemare, se încheie cu o proclamare a nevoii de a ne împrospăta experiența cu Dumnezeu. Tinerilor, frați și surori, dragi prieteni, vă chem în momentele următoare, când va începe muzica, să veniți de acolo de unde sunteți, aici înaintea lui Dumnezeu. În primul rând veniți cei care nu v-ați convertit până acum. Dacă sunteți din familie de pocăiți, trebuie neapărat să existe un moment al convertirii.
veniți înaintea Domnului, credeți că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și căiți-vă de păcatele voastre. El o să vă ierte, nu pentru că meritați, ci în numele lui Iisus. Apoi, frați și surori, dacă vreți în seara aceasta să vă dedicați sau să vă rededicați, să aveți un nou început, un moment în care veniți la El și îi spuneți: Doamne, vreau să devin și eu folositor. În viața mea nu s-a pocăit cineva la slujirea mea. Vreau înainte să mor să existe cineva în cer care să spună: m-am pocăit din cauza la omul ăsta, nu din cauza, datorită lui. Și am să vă chem să veniți aici în față și pastorii o să se roage pentru dumneavoastră. O să aveți un început pe care o să-l țineți minte la convenția din 2024. Nu o să mai insist, o să cobor, dar o să vă rog, veniți în numele Domnului să avem un nou început, să ne resetăm experiența și să devenim mai folositori și mai roditori. Pentru că Pavel a plecat, pentru că Luther a plecat, pentru că Zwingli a plecat, pentru că Savonarola a plecat, pentru că Wesley a plecat și am rămas noi doi în locul lor și credeți-mă că trebuie să facem aceleași lucruri. Vă rog, dați-vă viața Domnului, deveniți activi, deveniți folositori, implicați-vă, deveniți responsabili, pentru că mâine poi mâine vom merge înaintea Lui. Cu ce mergem în mână? Veniți înaintea Domnului să ne rugăm împreună și să plecăm de aici biruitori. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mi-au spus frate Luigi, anul trecut la Atlanta s-a făcut chemare sâmbătă seara. Am simțit în sufletul meu nevoia să ies. Și n-am ieșit. Când s-a terminat totul, o stare de adâncă vinovăție s-a așezat peste duhul meu. Am văzut-o ca pe o trădare față de Dumnezeu. Și am spus: Doamne, nici de atâta lucru n-am fost în stare să-mi exprim o nevoie, să fiu sincer cu mine și cu Tine, să-Ți onoresc cuvântul și momentul ăsta sfânt, când Tu, Dumnezeu, mă chem la Tine. În seara asta a coborât aici și a spus: am așteptat momentul ăsta. Acum mă simt liniștit, pentru că am făcut în sfârșit ce trebuia. Am vrut să vă spun cuvintele astea, poate contează pentru cineva. Poate v-ați obișnuit să vă tot cheme cineva aici jos și să spuneți: întotdeauna fiecare convenție să termine așa. Dar cum ar trebui să se termine dacă nu așa? Dar cum ar trebui să se termine dacă nu cu oameni care se angajează, cu oameni care se pocăiesc, cu oameni care plâng, cu oameni care o iau de la început, cu oameni care se ridică, cu oameni care îi promit lui Dumnezeu că în sfârșit vor face ceea ce trebuia să facă de mult? Frasurilor, stimați prieteni, veniți înaintea Domnului, veniți în numele Domnului, veniți în următoarele strofe care vor mai fi cântate. Nu vrem neapărat să fie mulți aici pentru succesul nostru. Vrem să fie toți cei care trebuie să fie, să fie atinși de Dumnezeu, să plece încărcați, angajați și binecuvântați. Vă așteptăm în numele Domnului Iisus.